ziua tuturor! Iată-ne împreună din nou aici la mine pe canal, astăzi, sâmbătă 4 noiembrie. În România este și o sărbătoare religioasă la ortodox, adică și eu sărbătoresc, dar mai puțin, fiind în străinătate, fiind în Italia, locuind printre catolici. Am înțeles că este sărbătoarea moșilor și se pomenesc toți cei plecați de printre noi. Da, deci un fel de ziua defuncților, zi care aici în Italia, după cum v-am spus, a fost în 2 noiembrie. Astăzi vreau să vă arăt metodele prin care eu curăț argintul. Metode simple, metode făcute în casă, cu produse care le ai în casă, fără să le cumperi din comerț. Cea de-a doua metodă pe care vreau să vă prezint astăzi este aceea pe care o folosesc eu, metoda de curățat cuptorul. Se știe cât de enervant, ca să spun așa, și cât de greu este să cureți cuptorul în momentul în care este plin de pete arse, de arsură, de grăsime și așa mai departe. Eu aveam înainte chiar teroare de treaba asta, dar am descoperit metoda în ultimul timp, am încercat mai multe metode, am descoperit metoda ideală, așa că vreau să vă împărtășesc și vouă. Dacă vă interesează aceste idei utile, practice, pentru a vă ușura munca în casă, în munca domestică, rămâneți cu mine. Dacă nu, ne vedem în următorul video, care nu va întârzia să apară cât de curând și următorul. Astăzi m-am îmbrăcat expre cu această rochiță cu bretele, fiind foarte cald afară, sunt în jur de 19 grade și suntem la început de noiembrie. Mi-am pus expre acești cercei din argint pentru că ceea ce va urma, să vedeți, este vorba tocmai despre curățatul acestor cercei din argint. Am foarte multă argintărie sau cel puțin destul de multă, nu mai am ca înainte pentru că am mai dat din bijuterii. Și după ce am încercat multe metode de curățat argintul, am ajuns la concluzia că este mai bine să folosesc pastă de dinți. Da, deci banala pastă de dinți este cea mai bună pastă care poate să curețe foarte bine sau cel puțin eficient suprafețele din argint, argintul sau lucrurile argintate. Așa după cum veți vedea în videoul care urmează.
Thank you.
Există nenumărate metode de curățat și cuptorul și argintul, dar acestea vi le prezint vouă pentru că sunt metodele mele cele mai eficiente pe care le-am găsit în timp și am zis că să le împărtășesc cu voi.
Eu vă îmbrățișez cu mult drag și mă duc să pregătesc următorul vlog, mai am ceva de filmat și ne vedem data viitoare. Vă îmbrățișez cu mult drag și până data viitoare vă salut! Ciao!